să zicem Cosmin Apăsărin și Andreea Bălan. Hai! Wow! Nu mă așteptam! Ce parte alegeți? Oh. Ce parte vrei, dreapta sau stânga? Ah, ok, bun, perfect. Poftiți să ne introducem în biluțe, hai! Dragii mei, Cosmin Apăsărin, Andreea Bălan, coreografie de-a dura 3, 2, 1 și... Păsărit! Bravo, Andreea, te pup! Bravo, Andreea! Bravo, Cosmina! Felicitări! Bravo! Bun! Ok! S-a pupat Pepe cu Bălan! Măi! Nu, că nu se luase! Ai văzut la un moment dat că s-au pupat și ele două! Bravo, ce mișto! Bravo, Andreea! Bravo, măi, da tu! Măi, da! Măi, Cosmina, măi! Am vrut să fac panșeul ăla așa și ai venit de-a dura peste mine, măi! N-a fost cuinte! Melina, tu vreau să-mi dai răspunsul? Să începem cu Andreea. Așa, judecă-le pe fiecare. Andreea, pentru coreografie. Măi. Pentru coreografie. Coreografia a fost executată destul de bine. Panșeul a fost executat foarte frumos de către Andreea, ca și element destul de bine executat. Dar Cosmina a început pe muzică foarte bine. Dar s-a pierdut pe drum. La Cosmina să știi că nu s-auzea muzica bine în balon. Pe parcurs, într-adevăr, a mai pierdut un pic din ritm. Dar nu e balonul, să știi. Era balonul antifonat. Într-adevăr, poate ai alunecat pe balonul, se dădea de suprafața mânecoasă. Nu mai puteam stăpâni. Dar bun, vreau până la urmă, câștigător Andreea. Andreea Bălan! Asta înseamnă să te pregătești. Asta înseamnă să te pregătești. Mulțumim! Mulțumim, Melina și Raluca! Dragii mei, în acest moment, clasamentul stă în felul următor. Da, că e și greu să-ți dai seama cum stă clasamentul. Da, pe locul întâi, surprinzător, echipa 1. Lucian Ghimiș, locul întâi, ești primul. Nu, de ce surprinzător asta? Pentru că ți-a... Pentru că ce? Dați-mi voi o secundă. Pentru că ce? Stai, mă, Lucian, păi te-am dat locul întâi. Păi nu, dar de ce surprinzător? Păi, asta mă interesează. Păi, da, păi nu, dar mă interesează de ce surprinzător. Mai eu prezint emisiunea asta, te rog eu. Vrei să te dau afară? Surprinzător.